Se lucrează intens la extinderea rețelei electrice către cătunul Corneția din Poinile de sub Munte, anunță președintele Consiliului Județean Maramureș Ionel Bogdan, care spune că instituția pe care o conduce a alocat în anul 2022 50% din suma necesară extinderii rețelei electrice, cealaltă parte a sumei fiind alocată de Electrica Maramureș. O parte din stâlpii de electricitate necesari sunt montați deja, iar finalizarea proiectului este estimată în luna octombrie a acestui an. În cătunul Corneția locuiesc aproximativ 30 de copii și 100 de adulți care, din păcate, nu beneficiază încă de electricitate, o utilitate absolut necesară pentru vremurile în care ne aflăm. Din toamnă însă, locuitorii din Corneția se vor putea bucura de instalarea curentului electric în locuințele lor.